Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un episod de Geometry Dash. Ați auzit? Corect, mai merge facecam-ul? Mai merge. Dăm și noi drumul la treabă. Am jucat puțin pe livestream-ul anterior, ne-am jucat niște Subnautica, dar înainte de Subnautica Club Step și am avansat de la 86 la 92. Harta aceasta este doable, adică o pot duce la capăt, doar că am nevoie să joc cam 30 de minute ca să ajung în punctul în care pot să fac progres și să termin harta. Adică eu nu pot să intru pe harta asta și să o termin acum, nu. Trebuie să o reiau efectiv de la capăt și să rejuc anumite segmente până când le pot trece cu ușurință și așa mai departe, știi? Însă sunt pregătit, vreau să spargem harta aceasta și m-am încăpățânat să iau și toți bănuții. Joc și cu mouse-ul, deci am avantajul maxim. Chiar m-am obișnuit să joc cu mouse-ul, știți că jucam pe Space eu și apoi am văzut că toți profesioniștii joacă pe mouse. Am zis, ok, hai să încerc și eu. M-am mai jucat ieri și mi-a rămas puțin în mână. Ok. Bun. Am apăsat click stânga din greșeală. Ok, trebuie să reiau pe practice mode, că e jale. Vă rețin puțin okay. De la episod pentru a vă menționa canalul meu de YouTube experimental, se numește I Rafael Clips, unde aruncăm, efectiv, bombardăm YouTube-ul cu videoclipuri scurte, fel și fel de conținut practic. Trebuie să vă gândiți la canalul meu de YouTube principal, dar segmentat și mult mai simplu de accesat pentru cei care n-aveți, să zicem, o oră să vă uitați la un videoclip, dar minus 20 minute sau 30 minute. Aici. Deci dacă vreți și voi să vă alăturați, îl veți găsi pe YouTube sub numele I Rafael Clips sau mai simplu un link în descriere sau în secțiunea de comentarii. Hai să revenim la episod. Deci până aici pot ajunge cu ușurință. Segmentul acesta îl fac relativ ușor și o să vă arăt exact de unde începe greul. Asta e faza cu Geometry Dash. Cea mai mică greșeală te poate omorâ, știi? Și până la urmă, de asta e atât de dificil jocul. Deci segmentul acesta îl putem face. Aici sunt bănuții invizibili. Aici pe deasupra urmează țepul acela care ne induce în eroare. Și aici e puțin dificil. Uf. Hai să mergem o dată, pentru că m-am antrenat puțin ca să ajungem pe la jumătatea hărții lejer. Și să vedem. Deci, da, așa rămâne cu Trovo, o să încercăm să facem live-uri conținut extra și pe acolo, poate ne mișcăm Geometry Dash și alte nebuneli, vedem. Și, na, canalul cu Rafael Clips, de care mă mai ocup și pun... pun zilnic videoclipuri. Veți găsi link-urile în descriere. Asta e beleaua, că segmentul ăsta e de umplutură mai mult. Ok, de aici începe practic harta. Știi, uite, fix de aici începe. Ok. De aici. Ok, până aici am ajuns pe practice mode. Deci e perfect. Deci pot să curge perfect. Deci până unde mă antrenez, acolo pot să ajung. Super. Super, super, super. Trebuie să mă antrenez la partea aia, pentru că e enervantă, se întoarce cursul în jos și trebuie să știi cum să apeși, practic.
Sunt un monstru la jocul ăsta. Oh, mi-a șpit șorul în el de joc, că s-a stins și monitorul. Ai de viața mea, wow, s-a stins monitorul, ești nebun. Mi-au căzut toate astea după birou, wow. Bă, are dreptate iconița asta de aici, te scoate din sărite, mă, wow. Și cu trei bănuți, te nebunește joaca asta, boys, te înnebunește. S-a jucat cu creierașul meu acolo. Ok, bă, faza e că nu e mă grea harta, mă, dar... Eu înțeleg de ce devine dificil jocul ăsta. Nu știu exact ce mi-a deblocat. A, mi-a deblocat asta. N-arată rău. Și la navete. Parcă e mișto asta. Ca și caractere nu cred că a deblocat nimic. Nu știu la culori dacă a deblocat. Da, Time Machine in Practice, în fine. Da, mă, voiam să văd demonul ăsta. Terminat, club step-ul. E un pic bătaie de cap. De ce? Pentru că, efectiv, harta nu e dificilă, dar îți adaugă extrem de multe elemente care să te poată omorî. Și e puțin dificil să o faci la perfecție și să ieși toți bănuții. Și m-am încăpățânat eu rău de tot. N-am făcut-o pe asta, la... Ok, păi eu n-am făcut Time Machine, mă, practice, mă, sau la asta, dar n-aveam albu. În fine. Wow, demonul, mă, bă, încă pot, mă, să termin joaca asta nebună. Ok. Nu știu ce se întâmplă aici, sincer, hai să dau mai tare. Bă, cât de excited sunt. Că am terminat club step-ul. Dar harta asta nu mi-o aduc aminte. What the freak? Asta e o hartă nouă cumva, băieți? Eu nu mi-aduc aminte de harta asta. Sau după... eu cred că după club step n-am mai jucat, mă. Cred că după club step n-am mai jucat. Baby. Hai să vedem un pic pe practice mode. Ce și cum. Stai să vedem ea. Este un pic, că n-am înțeles aici. Deci s-ar... e un de ăla, ok. Aha. Ok. Și hai, mă, că trebuie să fie joacă de copii harta asta. Da, ok. Bun, păi hai să ne antrenăm aici. Nu o să termin harta tot în episodul de astăzi. Dar hai să jucăm puțin să înțelegem. Deci, văd că mă cam mănâncă segmentul ăsta. Ok. Ok. Hai, într-o parte, lol. What? E pentru prima oară când mă învârte în genul acela. Bă, știi, apăsasem Z. Bă, ce nebunie de harta. Stai un pic, deci trebuie să sar. Sar în pantă, mă, ești nebun? Ia. What? Ce chestie, lol. Știu, ești și sus și jos. What? Bă! Se joacă cu mintea mea, ești nebun? Deci eu aici nu trebuie să sar. Deci ne împărțim în doi? Du-te, mă, de aici, ești nebun, că nu mai înțeleg nimic. What? Ok. Scoate-mă de aici. Bă, ești nebun? Ok, deci până aici am înțeles.
Până aici am înțeles. Nu mai știu de aici. Pff, vezi, până unde mă antrenez, până acolo ajung din prima. De-aia, practice mode e super, super important. Nice. Mi-a deblocat cheia. Dau încoace. 53%, practic până la 50%. Super interesantă harta. Mi-a luat extrem de multe încercări. Peste 200 de încercări pentru că am introdus mecanica asta nouă unde te concentrezi și pe partea de sus și pe partea de jos și mi se pare chiar dificilă, sincer. Mi se pare chiar dificilă pentru că îți apar țepi jos, trebuie să sari cu ăla de jos, după aia ăla de sus, îți apare o biluță de aia, trebuie să dai timingul corect și te freacă așa că nu știi unde să te uiți. Adică necesită foarte mult antrenament și acolo și o să devină din ce în ce mai greu. Interesant, interesant. Jocul pare că te pregătește pur și simplu pentru hărțile custom, părerea mea. Este că până la finalul jocului probabil ne va pregăti pentru hărțile custom și adică ne adaugă elementele astea noi de mod de joc. Dar nu extrem de grele. Și apoi la custom, făcute de comunitate, le duc băieții la extrema extremelor. Interesant, interesant. Na, vedeți și voi că mă joc destul de mult, deja 2 ore pentru câte un episod de Geometry Dash. De aia pare cam rar, să zic. Însă apreciez foarte mult susținerea voastră. Apăsați butonul de like, veți găsi în descriere link către Trovo, unde s-ar putea cel mai probabil să fiu live astăzi. Link către canalul zi experimental Aira Vahel Clips. Vă mulțumesc pentru atenție acordată. Ne vedem la viitoare. Pa!